Inconștiența și graba unui conducător auto au dus la producerea unui accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme și un tir. Șoferul unui autoturism, care se deplasa dinspre Târgoviște spre Câmpul Lung, a intrat în depășirea unui tir pe linie continuă. În același timp, din partea opusă, se deplasa un autoturism marca BMW. Șoferul, care a efectuat depășirea neregulamentară, nu a mai putut evita impactul și a intrat în plin în celălalt autoturism. Impactul a fost atât de puternic încât mașina intrată în depășire a fost pur și simplu distrusă. La fața locului au intervenit un echipaj cu auto specială de descarcerare, o ambulanță SMURD de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung, o ambulanță SAJ și mai multe echipaje ale poliției. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Stoienești, sat Bădeni. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu o auto specială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Sosiți la locul accidentului, am constatat că în urma coliziunii între două autoturisme au rezultat două victime. Una a fost preluată de către echipajul SMURD, cealaltă a fost preluată de către echipajul SAJ și transportată la Spitalul Județean de Pitești. În urma accidentului, sensurile de mers sunt blocate, au existat și scurgeri de combustibil fecoarosabil. Vom acționa pentru îndepărtarea resturilor și scurgerilor și ulterior pentru deblocarea traficului. În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin cu traumatisme craniene, toracice și suspiciuni de fracturi la membre. Acestea au primit îngrijiri la fața locului, ulterior fiind transportate la spital. Polițiștii au efectuat măsurători, urmând să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului. Circulația pe DN72A, Câmpul Lung Târgoviște, a fost blocată pe ambele sensuri de mers aproximativ 2 ore.